ziua, dragii mei prieteni! Sunt încântată să vă invit alături de mine, pentru că anume voi sunteți cei care puteți fi cei mai iubiți și așteptați în cadrul acestui proiect minunat, Succesele Diasporei. Dacă doriți să aveți publicitate online, dacă doriți ca toată lumea să cunoască despre voi, atunci eu împreună cu echipa mea vă putem invita la Succesele Diasporei. Fondatoarea Academiei de Machiaj Semi-Permanent, Contour Academy, se mândrește cu propriul brand de produse Evolution, produse de calitate înaltă create sub supravegherea ei. La cursurile sale puteți învăța cea mai nouă tehnică de pudrare a sprâncenelor, cea mai ușoară tehnică de desenare a lor. Sprâncenele sunt cartea de vizită a unei femei, așa ne spune ea. A obținut diplome pentru performanță în micropigmentare, cu experiență de 12 ani, cel mai bun instructor din Chișinău, predă în multe țări din Europa. Un exemplu al unei femei de succes pentru a-și îndeplini toate planurile. Se regăsește total în tot ceea ce face. Aș putea vorbi ore întregi despre această persoană pentru că am muncit la maxim ca să obțină toate aceste diplome, deoarece anume ele sunt succesul apogeului și anume profesionalism la înaltă calitate, de înaltă calitate. Despre produsele Evolution și cum ai ajuns să fii trainer internațional. Cum credeți cine este? Bineînțeles că cea, Irina Voluță. Salut, dragă mea! Salutare! Foarte bine! Cum ești? Foarte bine, mersi mult! Sunt încântată că în sfârșit ai acceptat să fim alături de tine, pentru că îmi dau bine seama că ești foarte ocupată, deoarece ești o doamnă de succes. Mă bucur că pentru propunere, apropo. Și îți mulțumesc foarte mult că ești alături de mine în cadrul ediției Secretele Succesului și anume în diaspora. Deoarece eu sunt în Irlanda de ceva timp, am decis că să ajut cum pot eu mai bine pe cei care sunt, din păcate, departe de casă. Și fiecare persoană când vine într-un stat își dorește să dezvolte o afacere. Așa precum ai făcut-o și tu, stă, băi, stă zi de zi cu munca asiduă, îmi dau seama că ai ajuns și în Irlanda. Suntem foarte încântați că ești acolo, ne bucurăm la maxim și îți mulțumim că n-ai uitat de fetele din diaspora din Irlanda. Ca să te cunoaștem mai bine, dragii mei prieteni, aceasta este Irina Voluță, o doamnă extraordinară care m-a cucerit atât cu sufletul ei cald și deschis, precum și cu secretele succesului sale. Vreau să-ți dau prima întrebare. Discutăm despre produsele tale Evolution și cum ai ajuns să fii trainer internațional. Vreau să... Evolution, apropo, îmi poartă numele de la Irina Voluță. De ce am... Adică a fost ideea mea de a face aceste produse... pentru că în proces de lucru nu-mi plăceau produsele cu care lucram eu. Având deja atâția ani în spate, evident că știam ce compoziție are un pigment. Absolut tot și mi-am făcut pigmenții cu un tehnolog foarte bun de peste hotare și mi-am făcut în sfârșit produsele pe care mi le-am dorit eu. În curând vor fi gata și mașinile de tatu. Este un plus că, apropo, meșterii sunt foarte încântați de aceste produse. Părerea mea că sunt mega bune. Wow, super tare și am înțeles că au la bază glicerină, da? Da, sunt pe bază de glicerină, deoarece eu cât lucram, mie nu-mi plăceau pigmenții ce conțin spirit sau apă, apropo, alcool etilic, să înțeleagă și altcineva. Am făcut așa cum îmi place mie și eu sunt mulțumită de ceea ce s-a primit. Și totul este pentru clientele tale. Da, exact. Și pentru meșterii, e pentru studenții mei, în primul rând, le-am ușurat munca lor. Super tare. Și vreau să te întreb, cine este pentru tine Nelia Croitoru din Irlanda? Nelia Croitoru, apropo, este organizatoarea mea din Irlanda. La ea în salon merg mereu să fac cursurile și programările. Draga mea, Irina, spune-te rog frumos, Contour Academy este a doua casă, locul unde tu crezi.
Da, este adevărat. Aici, practic, pot să zic că petrec 70% din viața mea, din ultimii mei ani, deoarece aici pun și suflet în tot ceea ce fac, creez, fac femeile fericite, toate femeile este fericite din Contura Academy. Să înțeleg că aici este din suflet și cu suflet pentru, exact, tot, ca să fii, pentru tot ce este frumos. Ai fost de multe ori în Dublin și ai organizat curs de efect pudrat și micropigmentarea buzelor, masterclass. Ce sfaturi utile ai avea pentru elevele tale din Dublin? Vreau să vă zic că să știți că puteți să faceți un foarte bun business din acest domeniu, deoarece frumusețea tot timpul o să fie în trend, femeile o să aibă grijă mereu de ele. Micropigmentarea este un domeniu un pic mai greu decât, să zicem, machiajul, dar să zic, eu zic așa că micropigmentarea este ca o mini-operație, deoarece datorită sprâncenilor schimbi înfățișarea fetei și vă zic să faceți aceste cursuri. Apropo, eu vin foarte des în Irlanda să fac aceste cursuri, dezvălui foarte toate secretele, la fel și secretele cum să vă promovați și pe rețelele de socializare, cum dintr-un mic business să faceți un business și mai mare, deoarece eu deja sunt mulți ani în acest domeniu și am ajuns să fiu unul din cei mai cunoscuți trainer din Moldova, așa că vă invit la cursul meu din Irlanda. Sigur că. Eu sunt sigură că acolo toate femeile se simt împlinite, frumoase și este o foarte mare oportunitate că tu le ajuți pe aceste femei să crească, să depășească acele obstacole, pentru că de multe ori, nu știu de ce, când tu emigrezi, tu te blochezi, indiferent de faptul că tu ai un business acasă sau tu ai avut un business acasă. Și când tu vii în altă țară, tu trebuie să începi totul de zero. Și noi căutăm persoane așa cum ești tu, ca să putem cumva să creștem, ca să înțelegem. Pentru că foarte multe doamne care vin, din păcate, nu au timp ca să învețe limba engleză. Nu dispun de timp ca să-și atragă atenția anume la visele sale. Dar visele care să fie realizate, trebuie ca cineva să fie alături de tine, cineva drag, care vine din Moldova, vine în Dublin, așa precum o faci tu, vorbești cu clientele tale, le oferi mare încredere în asta, că întotdeauna se găsesc persoane care știu să critique, care știu să le oprească, care știu să le zică că, uite, tu ai emigrat și trebuie să faci asta, 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 dar nu este chiar așa. Atunci când tu emigrezi, undeva te blochezi, sufletul se închide și îți dai seama că până aici a fost să fie, de acum încolo tu ești emigrant. Dar nu este așa, nu este corect. Dragile noastre, Irina este un bun exemplu. Ea vine în Irlanda, vă predă cursuri nu numai de frumusețe, dar și de evoluare profesională într-un domeniu și cred că acest domeniu este foarte binevenit în Irlanda. Și noi chiar te rugăm să fii mai des, pentru că la sigur vor veni foarte multe fete acolo, să fie și frumoase, să fie și deștepte, să înțeleagă cum să crești un business, pentru că îmi dau seama că la cursurile tale tu vorbești nu doar despre business, da? Vorbești cum să evolueze, cum să crească, cum să înțeleagă ce este asta și cum poți să ajungi o persoană de succes într-un stat european. Eu sunt de acord absolut cu tot ce ai zis tu. Ce sfat pot să vă dau fetelor? Dacă aveți acest vis în frumusețe, cum l-am avut și eu, depășiți absolut toate obstacolele, deoarece o să aveți foarte multe obstacole, chiar și cei din jurul vostru o să vă zică pentru ce sunt bani investiți, pentru ce se investește atâția bani. Nu, dacă vă doriți și vă place ceea ce faceți, chiar nu ascultați absolut pe nimeni. Eu nu am ascultat absolut pe nimeni. Deoarece foarte multe piedici, eu având și familie, evident și cu copil micuț, am lucrat, chiar aveam momente când puneam copilul pe picioare la cliente și eu lucram, deoarece era visul meu să ajung trainer internațional, dar ne mai vorbim de faptul că era visul meu să am propriul meu brand de produse. Și vreau să vă zic că chiar dacă sunteți în acest domeniu, da, peste hotare în Irlanda, oriunde, este foarte greu să te dezvolți profesional. Toți o încep de acasă, după încep deja să crească,
Doar eu vă recomand să creșteți, dacă o luați acest drum, creșteți, fetelor, nu, eu nu sunt de acord, de exemplu, cu studentele mele care vin la cursuri, fac acest curs, dar paralel mai au și un lucru și nu au timp să se dezvolte profesional, nu, dacă luați acest drum, mergeți pe acest drum, deoarece venitul este foarte bun, ne mai vorbim și peste hotare. Fetele au nevoie de aceste proceduri, femeile din Irlanda sunt doritoare de aceste proceduri de frumusețe, masteri sunt mai puțini, cum știm noi că moldovencele sunt masteri foarte buni în acest domeniu și ei, apropo, ele, apropo, au încredere în meșterii noștri, așa că vă îndemn să faceți cursurile de frumusețe. Super tare! Mulțumim, Irina! Vrei și tu, da? Vreau și eu deja. La sigur voi veni și eu în Dublin la cursurile tale. Mare pentru că îmi doresc și eu o schimbare radicală. Îmi doresc și eu să am și eu o sprâncene mai frumoase. Îmi doresc și eu o schimbare ca femeie. Pentru că noi când am venit în Dublin, am început totul de la zero și am tolerat frumusețea noastră, care cred eu că este o carte de vizită pentru fiecare femeie, pentru fiecare persoană. Toate merită să fie frumoase. Și de ce nu din asta se poate de făcut un business? Că, na, în Irlanda, zic eu, sunt meșteri, dar n-ar fi rău să fie cineva care să ne învețe step by step cum să creștem. Și un feedback de la Irina Voluță este binevenit. O următoare întrebare care mi-a fost foarte interesant. Cum ai ajuns să fii la 100 de moldoveni auzis și ce emoții ai avut? Da, apropo, m-a invitat o clientă de-a mea, deoarece trebuia să completăm o echipă. Emoții, sunt emoții evident când ești pe o scenă, dar fiind deprinsă cu camerele, de luat vedere deja emoțiile nu mai erau, dar e o experiență foarte plăcută, apropo, să fii la un post de televiziune. Și bună publicitate. Da, evident, fiindcă acolo am vorbit despre mine și fetelor, dacă doriți iarăși în această sferă, iarăși vă băgați prin toate emisiunile, că ajută foarte mult să știți să creșteți. Da, deci un alt secret al Irinei, vă puteți, să zic eu, transpune la orice emisiune TV și acum vă faceți publicitate. Am mai aflat un secret. Da, exact. Uite, asta și un sfat util pentru voi, cele care vreți să creșteți și să fiți frumoase și să creați frumosul în Dublin. Cum ai depășit anularea zborurilor în Dublin și cum treci peste o pandemie? Da, apropo, foarte greu cu anularea zborurilor, pandemia, dacă sincer nu mă sperie, la mine este așa o chestie, cine nu riscă, nu bea șampanie, merg, dacă mă pune în carantină, ok, mă pune, dar mă informez foarte mult când plec peste hotare, apropo, teste peste teste, facem, dar, na, asta e situația. Deci, când organizezi un masterclass, da, și când organizezi ceva în Dublin, toată lumea poate să fie mega happy pentru că Irina Voluță face test. Da, îi fac test și, apropo, studentele de la curs, la fel, fără test, nu intră la curs, deoarece, na, astea sunt regulile. Da, deci se respectă regulile. Totul este bine, bine pregătit din start, așa că, fetelor, veniți la Irina. Draga mea, spune-te rog frumos, cum ai decis tu să fii cunoscută și în Irlanda? Cum a ajuns ideea asta să vii în Irlanda? Eu îmi doream de foarte mult timp să ajung în Irlanda, dar nu aveam organizatoare. Este foarte greu să ajungi în Irlanda să nu ai organizatoare, deoarece eu nu mă pot duce cu geanta din spatele meu și acolo lucrez, nu. Am cunoscut-o pe Nelia Croitoru. Apropo, ea mi-a scris, mi-a zis, Irina, uite, doresc cu tine o colaborare, dacă dorești. Am zis cu mare drag, în decurs de 2-3 luni am plecat deja la ea, am format o grupă și deja clientele au început tot mai multe și mai multe mesaje, Nelia deja mă cheamă să trăiesc acolo. Eu deja stau la dubii, apropo, cu Irlanda, așa că mă bucur că sunt foarte multe cliente, o bază de cliente foarte mare mi-am făcut. Mă bucur că mi-am făcut moldovencile noastre fericite, deoarece ele nu pot să ajungă acasă să-și facă această procedură. Ele nu vor să se ducă la meșterii de acolo. Și sunt foarte fericite când vine un meșter din Moldova, care face bine sprâncenele. Da, e ok. Și uite, mai am câteva întrebări, sper să nu te obosim foarte mult. Eu nu obosesc. Cu ce provocări te-ai confruntat în Irlanda? Challenge.
ce provocări ai avut așa, zic eu, să le spui așa, pe nume, cum și prin ce ai trecut ca să-ți realizezi marele vis de a fi în Irlanda cu clientele tale face-to-face? Apropo, prima... Ce provocare? Cum? Prin ce ai trecut până când ai ajuns? Da, deci numărul 1 ai făcut cunoștință cu Nelly, după care... Evident, iarăși, anularea, fiindcă anularea zborurilor într-una, provocările mele cred că au fost lucru intens, deoarece lucram de la 9 dimineața până la 2 noaptea, la 5 dimineața iarăși ne trezeam și iarăși eram la 9 la lucru, 8 începeam, iarăși până la 2 noaptea. Pot să zic, nu pot zic așa mare provocări, dar lucru foarte mult, apropo, este foarte mult lucru. Femei foarte, care au dorința de a fi frumoase. Vreau să zic că, într-adevăr, femeile noastre vor să fie frumoase și când prind un meșter vor să vină la... Profesional? Da, vor să vină... absorbă cabureta, tot, absolut, toate da. Secretele. Super tare, mulțumesc! Cum sunt clientele din Irlanda? Sincer, nu știu, chiar nu am probleme cu clientele din Irlanda, nici acolo nu am probleme cu clientele din Irlanda, deoarece ele când aleg un meșter, foarte bine analizează cine vine și cine le vor face această procedură. Sunt mulțumite, mulțumesc Domnului, nu am avut probleme cu clientele, deoarece știu foarte bine meseria și explic clientii de la bun început cum va avea loc această procedură și chiar nu am probleme. De câte ori ai fost în Dublin? A treia oară iată plec. Super! Și de fiecare dată ai clienti care te așteaptă cu mare drag și fete care vor să înțeleagă și să învețe meseria asta. Da, apropo, chiar ultima dată când am fost, am format o grupă în 2 zile de studente. Clientele am... Când mă duc, clientele mereu, văd că deja am venit, deoarece pe pandemia aceasta, ele nu cred că eu am să ajung acolo. Când postez că eu sunt în Irlanda, prietele foarte repede din una în alta. Prima dată când am fost, vreau să zic că am plecat pe o săptămână, mi-am luat bilet dus, întors pe o săptămână. Am fost inundată cu foarte multe cliente și mi-am anulat zborul, încă pe o săptămână am plecat. Acum, iarăși, când am avut timp de o săptămână să fiu acolo, și iarăși clientii deja am pentru următoarea dată, în decurs de câteva săptămâni voi fi iarăși acolo și sunt mereu clienți și sunt, vreau să zic, nu moldoveni, ci sunt de tot și moldovencele noastre și toate naționalitățile, da. Da, deoarece din una în alta ea se duce. Da, foarte interesant. Vreau să te întreb ce sfat util le-ai dat acelor doamne, domnișoare, care vor să-și inițieze propria afacere în Dublin? Vreau să zic să aveți încredere în voi. Deoarece eu, ascultați-vă mereu ce vă zice al șaselea simț. Nu ascultați pe nimeni, așa cum am făcut și eu. Fiți mai... să știți că orice ușă se va deschide, dacă vi se va închide o ușă, a doua vi se va deschide și aveți încredere în propriile puteri. Mulțumesc frumos, dar hai să luăm și din punct financiar. Care sunt cheltuielile tale în Dublin? O sumă? Da, hai să vorbim și cu sume, hai să vorbim și cu cifre, ca să ne creăm și noi unele. Am să vă zic, bilete în jur, poftim? Unele calcule. Da, unele calcul, bilete, cazare, în jur de 1000 de euro, 1500, timp de o săptămână. Ne mai vorbim de hainele care le iau, deoarece hainele sunt tare super, dar cheltuielile, ne mai vorbim de mâncare, acum în pandemie, teste, iarăși 1000-1500 de euro, timp de o săptămână. Cât durează cursurile în Irlanda? Durează 3 zile. Noi le facem intensiv. Lucrăm de la 9 dimineața până seara, până ce fetele finisează cursul. 3 zile și fetele învață și sprâncene și buze. Super tare. Și cam cât costă așa cursul? Cursul este... N-aș fi eu, Natalița, știți vă dacă n-aș haide! Cursul! E 1350 de euro. Cursul 5 lecții. Prima lecție merge teoria, a doua lecție practică pe piele artificială, a treia și a patra lecție sprâncene pe model și ultima lecție buzele. Toate produsele în curs pentru lucru le dau eu. Deja fetele au nevoie să-și achiziționeze produsele. Produsele valorează în jur de 1000-1500 de euro, dar adică nu că sunt pentru începători, dar gata, asta e de tot ce ai nevoie.
Și le pot procura în rate sau deodată? Nu, deodată. Eu le ajut să le procure în caz că, evident, eu le propun produsele mele deoarece eu lucrez cu ele. Dacă nu aș lucra cu ele, cred că nu aș propune. Și le ajut cu, chiar cu mașinile de tatu. Vă zic, le zic, uite, poți să iei de pe Amazon sau de pe alte site-uri, să nu dau denumiri, sau le comand deja din Chișinău și le trimit lor. Super! Și atunci, care ar fi cheltuielile tale de la și până la în Dublin? Pentru că tu când vii în Dublin, ai unele, suferi unele cheltuieli. Care ar fi ele? Sumă generală, așa, ca să ne creăm și noi unele impresii. Cu produse, adică? Da, tot inclusiv. All inclusive. Mai vorbim, mașina de tatu deja o am, dar vreau să vă zic că mașinile care vin eu și le dau elevelor pentru un proces de lucru, avându-le mereu în valiză, ele multe se uzează, se strică, pot să ajung și la cheltuieli de 2000 de euro, produse absolut tot ceea ce iau de unică folosință. Super tare, mulțumim mult, așa ai devenit mai serioasă, nu știu cum, când este vorba de bani, toți devenim mai serioși. Dar spune-mi, te rog frumos, sincer, se merită ca fetele să facă asta? Da, se merită să facă asta, dar iarăși propun fetelor, aceasta este meserie în care totuși ai o înclinație, nu poate să fie toți masteri în tatu sau toți contabili, dacă aveți această viziune, vedeți frumosul cu alți ochi, vă sfătui să încercați, deoarece am încercat și eu de toate. Eu am început-o de la frezat bărbați, frezat femei, machiaj, cofuri, absolut tot am încercat și m-am oprit la tatuaj. Tot ce se face, se face spre bine, să nu vă fie jale că ați cheltuit banii pentru unele cursuri pe care voi nu le faceți. Ca un exemplu, eu am fost la un curs, ca să vă zic o cheltuială a mea, unui curs. Am fost la un curs în Madrid, am cheltuit pe o săptămână 5.000 de euro. Eu nu fac ceea ce am învățat, dar nu îmi pare rău că am făcut acest curs. Cheltuielile care le-am avut timp de un an de zile pentru cursuri au fost peste 10.000 de euro, care prind foarte bine, așa că, fetelor, cu asta vreau să vă zic să investiți în cunoștințele voastre, deoarece se merită, fiindcă dacă investiți și o să câștigați. Păi na, cea mai bună investiție este în tine. Cum crezi, ce înseamnă să ai un business în Irlanda? Vreau să zic că e foarte ușor, apropo, în Irlanda să deschizi un business. Așa mi-a părut mie că este mult mai ușor. În unele țări, cât am mai călătorit, este mult mai greu să deschizi un business. Cu fetele care am vorbit, adică nu trebuie mama documentelor sau curs de estetist de 3-5 ani de zile, nu? Îți închiriezi o încăpere, faci singurică, dar evident, toți începem de acasă să lucrăm. Ca să vreți, dacă doriți să creșteți, vreau să vă sfătui să nu vă opriți toată viața să lucrați acasă, deoarece nu creșteți acasă, vă închiriați ceva, un spațiu. Nu este în Irlanda greu să deschizi un business, asta vreau să vă zic și se merită să deschideți și să vă promovați cât mai mult pe rețelele de socializare, deoarece rețelele te ajută să te dezvolți. Dacă nu v-ați promovat pe rețele, atunci o să fiți, cum zic eu, una care face tatuaj. Dar dacă te dezvolți pe rețele de socializare, devii un nume mai cunoscut. Și deja, evident, poți ridica și prețul de câte ori dorești, fiindcă, având un nume, clientul vine la tine. Îți face marketing. Da. Ok, vreau să te întreb o întrebare care mă interesează și pe mine, într-un fel, în momentul în care îți crește vizibilitatea și audiența, cum depășești haterii? Of, asta e zilnic, zilnic, apropo, primesc așa mesaje. Ne mai vorbim de faptul, ca să dau așa exemplu, fuci de urâtă ești, fuci ce păr ai, sau, e foarte, dar înainte mă râdeam, dacă sincer, mă enervam. Acum am râs, așa de tare îmi place. Nu vă pot. Îți dă o forță. Da. Fiindcă femeile care nu au ce face, mereu zic așa, femeile care nu au ce face, o să înceapă a mări pozele. Cum primesc multe mesaje, că cerceii tăi nu-ți combină cu pantofii tăi, știi? Deja mă râd, știi? Îmi place, apropo, chiar e foarte plăcut când primiți așa mesaje, nu vă enervați, fetelor, deoarece dacă o să fiți cineva care nu o să dea interes, așa o să treacă peste profilul tău, dacă o să dea interes, o să vă mărească cerceii, ochii, o geană lipsește. Înseamnă prezență în interes. Da. E foarte bine când ai
iată din ăștia hateri. Pentru că datorită la hater noi creștem. Da, antireclamă, tot reclamă, da. Antireclamă e tot reclamă, dar dacă prezinți un interes deja, știi că trebuie să muncești și mai mult. Da, da, da. Și dacă toți te-ar lăuda, atunci cred eu că noi mai vrea să obții alte succese. Din motivul ăsta, dragile mele, iată și Irina le zice și eu vă zic, am activat 10 ani în Moldova ca moderator, prezentator, wedding planner de evenimente, da? Și atât de multe mesaje primeam, că uite aici rochia nu e așa, că pantofi, că machiajul, cu afură, dar îți dai seama că n-ai câte 4 nunți, atunci este imposibil totul să fie perfect. Dar până la urmă eu am zis așa, că toți văd atât cât gândesc. Dacă văd asta, înseamnă că până aici a gândit omul și până aici a văzut. Înseamnă că asta este și trebuie să merg mai departe. Da. Cred eu să nu ascultați pe nimeni și să mergeți doar înainte și dacă doriți să înțelegeți ce înseamnă să fii frumoasă și cum să ai un business de succes, cea care ne ajută este Irina Voluță. Ok, am clarificat momentul cu haterii. Dacă nu te superi, o să te întreb și o întrebare mai personală, mai intimă, pentru că așa un pic sunt și eu, că acum atrag, știi, vreau să știu totul despre tine. Cu toate că te cunosc de ceva timp și mi-am dat seama că ești o persoană foarte bravă. Spune-mi, te rog frumos, dacă nu te superi, dacă îți dau careva întrebări. Cam mă gândeam. Cum ai depășit perioada mai dificilă din viața ta? Ce ține despre divorțul tău? Pentru că, de ce te întrebi, foarte multe doamne, am cunoscut doamne în Irlanda, doamne minunate, puternice, dar după un divorț se închid în casă și nu mai vor să facă nimic. Cum le ajutăm pe acestea, doamne? Da, apropo, zilnic, vreau să vă zic că zilnic primesc mesaj, Irina, cum ai depășit un divorț, că arăți atât de bine încă. Vreau să vezi, când ai de lucru, iată sfatul meu tuturor doamnelor, cazi în depresie atunci când nu ai de lucru, când nu ai ocupație. Eu nu știu ce e asta depresie, eu nu știu cum am depășit, am depășit ușor, vreau să zic că deoarece totul a fost de bun acord, nu am avut probleme cu avocați, cu deoarece doi oameni maturi știu să vorbească. Și noi am vorbit ca doi oameni maturi, amical, nu am divizat copiii, am rămas totul chiar în bune relații, ca prietenii, dacă am nevoie îl sun, mă ajută, nu vreau să vorbesc, dă Doamne la toți care divorțează să divorțeze în cum am divorțat și eu. Și eu la fel, da. Am divorțat frumos. Da, și chiar se merită să vorbiți. Apropo, primesc foarte multe mesaje de genul ăsta, chiar fete tinere, îmi zic, Irina, tot de bine arăți, iată, eu am divorțat. Ai spus corect. Sorry, guys. Dar m-am depres ca în Irlanda, noi nu avem complexe. Acolo nu sunt complexe. Nu sunt complexe. Că n-am știut. Fetele îmi scriu cum am depășit divorțul, că eu chiar mă uitam în profil, o fată tânără, frumoasă, că eu nu ne-am machia, eu nu vreau să mă machiez, eu nu vreau să mă gătesc, pentru cine să mă machiez? Zic, ok, atunci eu îți propun să te urci la noul etaj, pentru cine străiești atunci? Ce cu voi? Ce gândiți în felul ăsta? Nu, viața e foarte frumoasă, viața continuă. Eu zic un singur lucru. Ca să întâlnești pe viitorul tău soț, a fost nevoie să, poate să, pe jumătatea mea, a fost nevoie să trec printr-un divorț ca să-l pot întâlni. Deoarece altfel nu-l puteam întâlni. Așa vă zic și vouă, nu aveați cum să vă întâlniți viitorul vostru dacă nu treceați printr-un divorț. Nimic în viața nu este în zadar, totul este făcut pe plan, așa că, nu știu, părerea mea iarăși, lucru, împliniți-vă visele care le aveți de făcut. Sacrificiu și dedare total în tot ceea ce faci, tot ceea ce crezi. Ok, și atunci cum ai obținut așa un succes, aș spune eu, Titanic? Pentru că peretele este plin de diplome și am văzut pe pagina ta de Facebook, fetelor, puteți să intrați, să vedeți, vă puteți inspira cu foarte multe succese a Irinei. Cum reușești, având doi copii acasă,
doi băieței foarte deștepți, am văzut băiatul, este bun în matematică. Ceea ce spune că mama investește foarte mult în copii. Cum le reușești pe toate? Zi-mi și nouă secretul. Secretul este mama mea. Mama mea, mama mă ajută foarte mult cu copiii. Dacă nu era mama, cred că era mai greu. Oricum luam o bună. Călătoresc deoarece mama mă ajută cu copiii. Evident și tatăl lor mai stă cu ei. Când am o călătorie, vorbesc cu el, te rog, ia copiii, îi ia. Da, investesc foarte mult în copii. Copilul cel mare este în matematică, socoate cu pe degete, cu ochii. Da, am văzut o metodă nouă care acum este promovată în toate statele europene. Da, e o metodă de a dezvolta logica. Cam, să zic, 30%, 20% îi dau copilor, nu vreau să vă mint, deoarece eu sunt și mamă și tată. Dacă am să stau acasă și eu cu ei și mama cu ei, o să am copii foarte, foarte, poate deștepți, inteligenți, dar o să murim toți de foame. Trebuie cineva să se sacrifice. Da, un business de o afacere, încep scuze că te întrerupt, o afacere de succes întotdeauna cere și sacrificii. Exact. Dar sacrificii frumoase. Vreau să zic, dacă ai familie, nu ești în carieră. Ai carieră, nu ai familie. Asta e absolut, toate femeile mult puternice nu au familie. Sunt divorțate în mare parte. Ești de acord, Nătălița? Da, eu tot sunt din, spun eu, din clanul ăsta de femei. Am divorțat și eu. Și mulțumesc Domnului că am divorțat frumos, amiabil, amical. Mai comunicăm. Dar totuși aș spune eu că dacă o femeie divorțează, să nu dea mâinile în jos, să lupte, să meargă înainte și să facă ceea ce are în inimă și în suflet și să cucerească acel business pe care și-l dorește. Pentru că de multe ori tu ești un bun exemplu la multe femei, pentru că de multe ori femeile care vin în Irlanda, lor le este frică să înceapă ceva, le este frică de ce o să spună vecinii, ce o să spună prietenii, păi o să mă vadă cineva pe pagina de Facebook și ce o să zică. Sau eu când am început să fac publicitate live la unele doamne care fac business, ele mi-au zis, da, știi că mi-e frică ce o să zică prietenii sau ce o să zică vecinii. De aceea noi trebuie să înțelegem că atunci când tu vrei să obții ceva, trebuie să mergi doar înainte, doar cu capul sus și să-ți fie indiferent ce spun ceilalți din jurul tău și să obții succesul unui business bine pus pe picioare, așa cum ai făcut tu. Mulțumesc mult, dar iarăși orice lovitură, pentru mine orice lovitură e o scară ridicată. Dacă o să primiți o lovitură, oricum, pentru voi să fie o treaptă ridicată în viață. Și apropo, încă mai este încă, iarăși revenind la femeile divorțate, și iarăși mesajele care le primesc eu zilnic, cum reușesc să cu doi copii să te machiez zilnic. Fetelor, vreau să vă zic că eu am o regulă în viață, nemachiată să nu ieșiți din casă, mai ales fiind divorțate, vă sfătui nearanjate să nu ieșiți niciodată din casă. O faceți nu pentru cei din jur, dar o faceți pentru voi, deoarece femeia care îi place cum arată, ea are încredere în sine și în afacere îi merge iarăși mult mai bine și în viața personală. Salut! Ai un business de succes și îți dorești publicitate la maxim? Sunt cea care sunt anume pentru asta în Irlanda. Aștept să-mi scrii în privat să vorbim despre succesele business-ului tău. Te pup, pa, all the best! Într-o căsnicie, într-o relație, contează atracția sexuală? Da. Contează foarte mult, cred eu, așa că... Nătăliță. Ca să ai... Eu cred că trebuie să vorbim și despre aceste teme, pentru că nu știu de ce noi suntem foarte complexați, blocați, conservați, conservativi, cum vreți așa o spuneți, dar până într-un final, orice femeie trebuie să vorbească pe orice temă și să nu fie frică de această discuție, deoarece ca să ai... De fapt, tu te... Care este secretul unei relații de succes? Da, cum ai zis tu, atracție sexuală, iată, mi s-a încălcit și limba. Nătăliță mi-a zis că vorbim doar de lucru, eu. Dar cred eu că trebuie să tragem atenția fetelor și la tema asta.
Da, atracție, doamne! Atracție senzuală, atracția dintr-un bărbat și o femeie, chimie. Chimie, da, chimie numai decât trebuie să fie. Eu sunt de părerea că fără atracție sexuală nu faci un cuplu perfect. 70% face atracție sexuală, 30% face restul. Super tare și ochii sunt mai frumoși. Da? Dragii mei, vorbim pe toate temele astăzi, pentru că este un interviu și este o discuție dintre două femei care încearcă să demonstreze tuturor doamnelor, domnișoarelor și bărbaților, de ce nu, că viața este frumoasă și trebuie să depășești, să nu te uiți în urmă și să privești doar înainte pentru a obține noi orizonturi, și anume în Irlanda. De ce anume în Irlanda? Pentru că acolo eu mă aflu și dacă voi vreți ca să aflați cum e să ai o afacere, cum să-ți crești afacerea, noi împreună cu cei mai buni profesioniști vă ajutăm să creșteți la maxim. Draga mea, spune-te rog frumos, unde îți vezi viitorul peste 5 ani? În orice caz nu-l văd în Chișinău, dacă sincer, îl văd... Sincer. Nu știu, mai văd încă din țări, dar totuși trebuie să mai văd, să analizez absolut totul, care sunt condițiile pentru a-mi dezvolta afacerea mai bine, deoarece, cum știm, sunt taxe peste tot foarte mari și vreau să văd, evident, pentru mine contează foarte mult și copiii mei să se simtă bine. Apropo, iarăși revin, Nelly atât mai mult mă atrage în Irlanda, deoarece mă ajută foarte mult și copiii să-mi aranjez și la școală. Tu cum crezi? De ce eu am decis să vorbesc cu tine? Că vreau să fie acolo. Da, mie îmi place foarte mult Irlanda, dar iarăși cu timpul, na, ca toți, timpul friguros, dar îmi plac oamenii, îmi place amabilitatea, absolut tot îmi place. Îți place amabilitatea, simplitatea, da, pentru că eu când am revenit acasă am înțeles că simplitatea nu este atât de bine pusă la masă noi în Moldova, dar eu sper din tot sufletul că vom deveni mai simpli, mai buni, mai minunați și ne vom orienta și ne vom focusa pe tot ce este simplu, frumos, beauty, drăguț, dar nu pe mașini de lux, etc., dar sufletul gol. Ok, asta a fost așa mai emoțional, mai emotiv, pentru că suntem femei și vreau să te întreb ce înseamnă pentru tine succes profesional? Munca asiduă, bineînțeles. Da, foarte multă muncă, nopți nedormite. Dureri de spate. Dureri de spate, deja nu mai pot, asta e imposibil să-l ții. Profesional, dar evident cu familia, din păcate, mai puțin timp acorzi, copiilor mai puțin timp, trebuie să te dedici mai mult profesional. Nu știu cum să formulez așa mai... O zici așa cum o simți tu. Da. E foarte multă muncă, asta vreau să zic. Așa, vreau să zic, unde vezi viitorul copiilor tăi? Dacă sincer, văd și în Irlanda, deoarece învățământul este foarte bine structurat, l-aș vedea acolo, dar iarăși vedeam cu timpul. Nu ești încă, nu te-ai gândit, nu ești determinată 100% unde vrei. Dacă sincer, pot zic 60% deja practic sunt determinată spre Irlanda, dar iarăși mai vedem, deoarece când sunt copii la mijloc e mult mai greu să iei această decizie. Ok. Care au fost senzațiile tale când ai pășit prima dată în Irlanda? Ce ai simțit tu? Uite, ai intrat în țara asta și ce ai văzut acolo? Dacă sincer, îmi dă un aer, nu știu, liniște îmi dă foarte mult Irlanda. Știu că mie îmi dă liniște, stabilitate. Asta pot să zic. Stabilitate. Stabilitate. Și vreau să te întreb ce înseamnă pentru tine foarte mult în viață. Foarte mult, în primul rând, sănătate. 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 Nu după acest virus nemilos care ne-a făcut să înțelegem încă o dată ce este important în viață. Nu sunt banii, da. Nu sunt bogățiile, sănătatea, copiii. Sănătatea, copiii. Cum, mămica ta, acceptă să aibă o fată, de fapt voi sunteți două, da? Da. Să aibă o fată atât de ocupată, atât de busy și atât de minunată. Dacă sincer, mama și mare parte se nervează pe mine, deoarece practic nu mă vede pe acasă.
practic nu mă vede pe acasă, iar Irina te duci, iar te duci. De urma mea doar trebuie să meargă cineva să strângă, să ia tot timpul să îngrabă. Nu știu, așa e viața mea, tot timpul să îngrabă, am venit, am schimbat hainele, m-am dus iarăși. Mama îmi zice, Irina, liniștește odată acasă, liniștește că ai de lucru și în Moldova. Mama, dacă nu a călătorit, ea nu știe cum este viața acolo. Și zic, mama, tu înțelegi că e total diferit aici. Eu când pășesc de la aeroport, deja când vin acasă, sincer vă zic, deja vreau înapoi. Nu știu, vreau înapoi deoarece e altă viață acolo. E altă viață, iarăși, cum zic, e totul făcut ca oamenii să trăiască bine. Aici ne mai vorbim de la faptul, hai să luăm... Iarăși, aceleași mici mărunțușuri, cum ar fi trotuarele pentru cărucioare, iată lucrurile astea foarte multe, trag atenție absolut la toate chestiile. Și zic mami, știi, dar mama iarăși nu mă înțelege că acasă e cel mai bine. Dar iarăși eu tind pentru Europa. Și vreau să te întreb, uite, ce le-ai recomanda doamnelor și bărbaților, pentru că am văzut că ai și băieți, ai și bărbați la aceste cursuri. Ce le-ai recomanda lor? Cum să ajungă și ei la succesul tău? Cum să dețină și ei așa nivel cum ai ajuns tu? Foarte multă muncă. Dar e muncă, e puțin zis. Practic e 20 din 24. Trebuie să munciți. Iarăși, dacă doriți să aveți un succes, mai mult pe plan profesional, iarăși, dacă este o pereche, o familie, foarte puține familii, perechi, cel de alături te susține. Tot timpul este cineva care să te tragă în urmă, nu voi mergeți înainte. Și muncă și iarăși muncă pe rețelele de socializare. Fiți foarte amabili cu clienții. Amabilitatea foarte mult contează. Contează foarte mult și anturajul unde lucrezi, să fie cât mai, ceea ce ține de domeniul tatuajului, să fie cât mai steril, cât mai curat și să țineți legătura cu toți clienții voștri, deoarece se duce foarte repede că meșterul este bun în ceea ce face, dar dacă mai este și amabil, gata, clientul e cucerit dintr-o sută, chiar și dacă nu ai făcut prima procedură, poate ok ceva, dar dacă ai fost într-atât de amabil, oricum e vine la tine, nu-ți pierzi clientul. Dar dacă ești un pic mai agresiv și un pic mai tăcut, un pic, gata, deja îți pierzi clientul. Dar femeia acasă are grijă de copii, soț, toți. Ei, când, femeile când vin în salon, în salon master, noi trebuie să avem grijă de ea, să o alentăm, să-i oferim o cană de ceai, o cafea, să o învelim. Nu te doare, nu te mănâncă, nu te... Așa că trebuie să aveți grijă de clientele voastre care vin în salon și așa o să aveți un succes foarte mare. Deoarece și Nătălița la rândul său a fost clienta mea și deja sunt vreo 10 ani. Da. Și uitați-vă, ținem legătura cu Nătălița. Da. Mai ții minte cum ne-am cunoscut? Nu. A fost o cunoștință atât așa mai fugitivă. Din start. Ah, da. Din start am simțit o energie benefică, o energie pozitivă și cred eu că anume și asta te-a făcut atât de puternică. Te-a creat atât de puternică și am înțeles că vei avea un succes miraculos și tot ceea ce am intuit eu s-a realizat. Mulțumesc. Mi-am gândit în sufletul meu și în inima mea că vei deveni o fată de succes deoarece am văzut că ești îndrăgostită de tot ceea ce este beauty. Da. Și mă bucur foarte mult că am ajuns în salonul tău. Mă bucur că ai venit. Aștept cu mare drag invitație în Dublin. Când te vedem în Dublin? Peste 3-4 săptămâni deja iarăși mă întorc. 3-4 săptămâni? Vor fi cursuri? Vor fi cursuri și programări. Așa, și cum găsesc fetele pe rețele? Da, pe pagina mea de socializare sunt mereu puse afișele. Așa. Când vin eu și chiar dacă nu sunt puse afișele, fetele îmi scriu și dau numărul organizatoarei și ea ține contact cu clientele și cu elevele. Am înțeles, super tare. Și unde te găsesc fetele? Sunt, da, în Ashburn. Sunt în salonul LA, Hair and Beauty. Deoarece eu doar cu Nelea lucrez, nu acceptă nici organizatoare, deoarece eu sunt genul de om care, dacă mă țin de un organizator, nu-mi place să umblu dintr-o parte în alta și mă găsiți în Ashburn. În Ashburn, acolo o găsim pe Irina Voluță. Da. O puteți, ești o persoană deschisă cu clientele tale? Foarte deschisă. Și nu ai secrete față de ele?
Evident, secretul. Ceea ce ține de profesionalism. Da, nu, nu, nu. De activitatea ta, de tot ce faci tu. Asta este important pentru că în orice business există secrete și miraculoase care sunt așa ca o cheiță la ușa care vrei să deschizi. Din motivul ăsta și te-am întrebat. Păi bine, na, uite, și încetul cu încetul ajungem și la finalul acestui interviu, care sper eu că a fost foarte interesant. Da. Nu m-am gândit că așa interesant, dar a fost chiar super interesant, apropo. Da, și vreau să te întreb, într-un final, dacă ai fost sinceră cu noi. Băi, aici mi-ați spus detector, da? Detector, da. Pentru că eu sunt acea persoană care îmi place să lucrez cu oameni profesionali, oameni deschiși și oameni care știu să întindă o mână de ajutor atunci când este nevoie. Deoarece sunt în Irlanda, vreau foarte mult să ajut persoanele care sunt în Irlanda, să ajut femeile, să ajut lumea bună, să ajut lumea deschisă. Și mulțumesc Larisa Miculeț, doamna ambasadoare, care este alături de noi orice moment și ne ajută la orice idee și la orice proiect care noi vrem să-l realizăm. Pentru asta vreau să mulțumesc mult. Vreau să mulțumesc fetelor, doamnelor, domnișoarelor, tuturor celor care vor viziona acest interviu și vor învăța. Dacă aveți careva întrebări, atunci așteptăm să ne scriți în mesajele voastre întrebările adresate către Irina. Dacă aveți careva întrebări către Nătălița Știrbu, o găsiți pe pagina de Facebook, Instagram și dați întrebări. Dacă aveți hateri, foarte multe mesaje negative, eu le aștept. Irina, da. Ești gata? Da. Da, noi le așteptăm cu mare drag. Dați haterile noi care vă leni, știți o carte, dar nu vă leni să scriți mesaje de negative. Eu sunt gata, le aștept cu mare drag. Și dacă sunt doamne care sunt cu moral la pământ, pentru că acolo când ajungi, tu depășești o perioadă nu atât de ușoară, zic eu, tu ai lăsat acasă copilul, ai lăsat acasă 10 ani de activitate, ai lăsat totul și ai început de la zero. Păi uite, eu încerc cum pot eu să ajut doamnele, domnișoarele, persoanele, emigranții din Basarabia, din Moldova, să vă arăt că mai există și o altă cale. Există și un alt tip de viață, nu numai așa cum ne-l creăm noi acolo când ajungem. Și vreau să vă zic că ca să obțineți, trebuie să fiți frumoase. Dar ca să fiți frumoase, aveți nevoie de un meșter profesionist care vă învață step by step, pas cu pas, cum să ajungeți la nivelul respectiv, cum să aveți un business, cum să obțineți succesul. Cum să fiți frumoase, încrezite în sine și puternice. Care ar fi, nu știu, ultimele tale cuvinte de susținere a fetelor, a doamnelor, a domnișoarelor, a bărbaților care vor să facă beauty? Da, apropo, și bărbații au altă viziune asupra acestui domeniu. Să nu vă fie rușine să faceți acest curs, deoarece bărbații mereu au câștigat mai multe cliente în acest domeniu, da. Deoarece îi văd femeia cu alți ochi, voi femeilor știu că este greu că vă aflați acolo peste hotare. Eu de fiecare dată când vin în Irlanda, intru în pielea voastră, deoarece îmi las copiii acasă, este un dor nebun, iarăși vorbesc și mi se ridic părul, e un dor foarte nebun, dar ceea ce facem noi, facem pentru copiii noștri, pentru viitorul lor. Așa că mergeți, credeți în visele voastre, da, credeți în visele voastre și o să fie totul bine. Ok, și ce sfat le dai bărbaților care vin la cursurile tale? Nu vă uitați dacă soția vă zice că nu, că nu trebuie să faceți. Am avut bărbați la curs în care soția i-a susținut și atunci când, într-adevăr, când femeia te susține, bărbații au venit așa cu încredere în ei, dar mă râdeam foarte mult de ei, deoarece ei desenau sprâncenii din frunte, știi? Nu mă pot răda. Eu nu mă puteam opri de râs de ei, deoarece zic, ok, zic, tu ai desenat sprânceana, dar așa, știi, în frunte, zic, tu vrei ca e ca soția ta, ne-o aduci? Și să o tatuiez fix așa. Nu, 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 nu. Și iată așa m-am pus asupra lor până ce au început a vedea femeia mai cu alți ochi și atunci ei, vreau să vă zic că înțeleg foarte mult prin ce trece o femeie ca să fie frumoasă, prin ce suferință, deoarece la tatu într-adevăr doare, curge sânge la buze, mai uite, curge, nu vă sperii fetelor, dar na, la tatu pielea este diferită. Dar suntem realiști. Da, asta este realitatea.
Și bărbații fac mai mulți bani, am impresia, în acest domeniu. Dacă vă place, veniți la curs. Hai, pentru că eu sunt cea cu un amuzament și cu zâmbetul pe buze în permanență. Odată o doamnă în Irlanda mă întreabă, Nătălița, dar tu mai plângi vreodată? Plâng râzând. Eu zic că plâng râzând. Zice, băi, de când te cunosc, tu mai râzi și râzi, tu ai probleme. Vreau să te întreb așa, o situație mai haioasă, mai funny de la un curs în Irlanda. Poate ai avut ceva așa amuzant. Hai, poate nu numai în aeroport, ceva interesant, ceva vesel prin care ai trecut și ți-a rămas în memorie și acum să zâmbim împreună cu persoanele care ne vizionează și care ne vor viziona. Vizualiza, cer scuze. Au fost multe, din Irlanda sau din... Hai să fie, unde ar fi. De mai vorbim, dar nu-i haioasă, aici e așa, nu știu dacă e haioasă. Ceea ce m-a speriat foarte tare a fost când în camera mea de hotel, apropo, a intrat un domn de culoare, noaptea la 1:25, nu ți-a pusit? Nu, a vrut micropigmentare, cred. Da, a fost recent, când la 1:25 noaptea a deschis ușa cu cardul și a intrat în cameră. Eu când m-am întors am văzut un om de culoare, ora 1:25 noaptea, la mine în cameră. Eu cred că vreo 4 firisuri mi-au apărut deodată în cap. Am țipat foarte, foarte tare și sorry. Cum ai explicat? Din ce motiv? Sunt încurcat cu camerele. Eu la sigur am avut și el machiaj. El afla că stă o fetiță singurică acolo, micuță. Și vrea cumva. Divorțată, știi? Nu. Păi da, mi-am amintit. Acum ai iubit, ai o relație sau nu? Sau asta este un secret și nu da, este un secret. Da. Ok, poate că na, va ajunge timpul când vă vorbiți despre asta, dar până la urmă fiecare femeie își are viața sa și trebuie să fii mândră și să mergi doar înainte cu asta. Ce vreau să zic în final? Îmi place întotdeauna finalul. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost de acord să ne oferi acest interviu, poate într-un alt format. Poate nu ți-ai imaginat că va fi așa de fain și atât de vesel. Eu m-am simțit extra mega, super tare. Te așteptăm în Dublin cât mai des, pentru că femeile din Dublin vor și ele să fie frumoase. Trec ele prin niște crize așa mai dificile, pentru că vin din instituții înalte și încep de la zero. Așa cum am început și eu. M-a salvat că am avut cât de cât engleză acasă. Dar vin fete bune, fete bravo, care... Încep de la zero. Fetelor, aveți în fața voastră o femeie care este ca un titan de energie. Două femei, da. Dar acum vorbesc despre tine, îți mulțumesc pentru prezență și vreau să-ți doresc succes maximale, să obții acel apogeu spre care tinzi. Și sper că ne revedem în Dublin. Da. Vorbim acolo. Ne întâlnim iarăși în avion. Da, ne întâlnim iarăși în avion. Discutăm, comunicăm, îți dorim succese maximale și așteptăm să ne inviți la poate un curs de-al tău în Irlanda și să ne demonstrezi că business-ul se merită și în Irlanda, nu numai acasă. Putem crește, ne putem dezvolta. Și cred eu că tot ce a fost spus aici pentru voi, dragile noastre și dragii noștri prieteni și vă dorim maximal succes! Da. Mulțumesc și eu de invitație, chiar nu m-am așteptat la așa interviu, iarăși cum am zis, am crezut chiar de produsele mele, monotonia asta, știi? Da, mulțumesc foarte mult, Nătăliță, ești foarte, foarte bravă. De câți ani te cunosc, ești foarte bravă și ție succes în ceea ce faci, fiindcă ești o femeie puternică, ești o femeie exemplu, mamă divorțată, care nu a lăsat niciodată mâinile în jos, deoarece niciodată nu trebuie să lăsați mâinile în jos, da, trebuie să creșteți, un bărbat, na, nu mai găsești, dar copiii trebuie să creșteți, trebuie, dar, fiindcă noi pentru ei lucrăm, pentru ei, pentru noi, pentru cetățeanul nostru și mai am încă așa o chestie, o vorbă, cum zic, dacă am un copil, foarte multe femei se dedică 100% copiilor. Eu deja de 12 ani lucrez în acest domeniu și mi s-a memorizat, pot să vă zic, poate un 20% de femei care au grijă de ele. Toate s-au dedicat 100% copiilor, nu femeilor. Dacă
ați adus pe lume un copilaș, nu înseamnă că viața voastră deja s-a terminat. Aveți grijă de voi, investiți în voi, investiți în cunoștințele voastre, în visele voastre, în tot ce ține voi. Deoarece copiii cresc, noi doar trebuie să-i îndrumăm corect, cum o facem și noi. Noi creștem odată cu copiii noștri. Da, asta este. Ok, mersi mult, să fii frumoasă, să fii iubită, să fii împlinită. Mă uit la tine, ești atât de frumoasă. Mersi mult. Ești atât de frumoasă și atât de faină. Cred eu că ne revedem foarte curând. Mai vorbim, mai descoasem despre Irina Măluță, toate secretele. Și, dragii mei, vă mulțumesc foarte frumos, noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi și mulțumim tuturor care vor vizualiza acest interviu. Și dacă aveți un business de succes și doriți publicitate, doriți ca să vorbiți despre toate etapele voastre și cum ați ajuns să fiți oameni de succes, vă aștept într-o nouă ediție, într-un nou format, cu Nătălița Șirvă la Secretele Succesului din Diaspora. Vă pup! Pa, pa! Ai un business de succes și îți dorești publicitate la maxim? Sunt cea care sunt anume pentru asta în Irlanda. Aștept să-mi scrii în privat să vorbim despre succesele business-ului tău. Te pup, pa, pa! All the best!